Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului, o emisiune despre misiune. În primul rând, misiunea lui Dumnezeu, care prin Hristos dorește răscumpărarea oamenilor din orice grup etnic, din orice cultură, de orice limbă, dar este o emisiune și despre misiunea românilor care au ajuns, iată, să ducă vestea bună în multe țări, pe multe continente. Această misiune a lor nu este diferită de cea a lui Dumnezeu, ci se circumscrie misiunii lui Dumnezeu. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom duce într-o călătorie virtuală, desigur, pe insula Roșie, Madagascar. Am mai fost acolo, dar profităm de reîntoarcerea lor pentru o scurtă perioadă de timp în țară, a misionarilor care lucrează acolo, Marcel și Ioana. Bine ați venit! Bine, profităm de șederea lor scurtă în România să mai ajungem încă o dată pe această insulă mare și să vedem cum lucrează Dumnezeu acolo. Deci, haideți să călătorim împreună pe această insulă și la început, ca să îi putem aduce pe telespectatori împreună cu noi, aș vrea să faceți o scurtă prezentare a acestei țări destul de mari, unde este localizată, un pic de istorie, cultură și apoi vom procede mai departe să vorbim și despre lucrarea la care Dumnezeu v-a chemat și ce s-a întâmplat în ultimul an de când n-am mai stat de vorbă. Republica Madagascar, noi spunem Marea Insulă Roșie, Insula Madagascar, se găsește în Oceanul Indian, în sudul Africii, în partea de est a continentului african și are o mărime de aproximativ 3 ori mai mare decât suprafața României, 22 de milioane de locuitori și 18 grupuri etnice diferite. Ele vorbesc dialecte diferite, unele dintre dialecte sunt foarte chiar diferite total de limba malgașă oficială. În Madagascar există puține orașe, 7 orașe mari. Țara este în general o țară rurală. De aceea agricultura este una dintre elementele de bază, este una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor. Ca și religie, Madagascarul este un amestec de religii, dar predomină religia animistă, adică închinarea la spirite, la dumnezei locali, închinarea la spiritele strămoșilor, malgașii consideră că aduc binecuvântare. Toate acestea sunt îmbinate sau sunt practicate împreună cu vrăjitoria, împreună cu lucrurile oculte. Asta este background, asta este, să zic, la nivel general. Au intrat arabii undeva în secolul 9-10 și s-au așezat și acolo și au adus influențele arabe, de aceea, în special în partea de nord și în partea de sud a Madagascarului, sunt mulți arabi și Islamul, în general islamul popular, se practică acolo. Iar mai târziu, în anii 1800, au intrat creștinii. Au intrat britanicii misionari care au reușit să traducă Biblia după ce au fost dați afară, s-a pornit o persecuție împotriva creștinilor. Mai târziu, după intrarea Franței în Madagascar, 1895, când ei au cucerit efectiv Madagascarul cu armata, a reușit să intre biserica catolică, romano-catolică mă refer, și au intrat în aceeași perioadă și puțin înainte și misionarii norvegieni, să zic, biserica luterană în special. Aceste două biserici au oferit un mare ajutor, în special în ceea ce privește nevoile lor de
medicale, educație de educație, da, și medicale sau sanitare. Biserica luterană a făcut o diferență un pic mai mare. Biserica catolică, în schimb, n-a reușit să schimbe. L-a dus pe Iisus Hristos în cadrul animismului și observăm și astăzi că sunt mulți creștini care îl au și pe Iisus Hristos, dar practică și vrăjitoria, merg și la astrologi, practică și anumite ritualuri care care fac parte din tradiția strămoșească acolo. Așadar, astea sunt câteva caracteristici religioase sau ca și țară, ca și teritoriu. Madagascarul păstrează o frumusețe aparte. Este destul de sălbatic, teritoriu foarte, foarte proeminent, sunt văi foarte adânci, lângă ele munți foarte înalți, sunt mai multe rânduri de munți, e o parte centrală, montană, și nu este accesibil tot Madagascarul. De aceea locuitorii, cei care locuiesc în junglă, să zic, sunt sate foarte izolate, dar în general oamenii locuiesc în diferite orașe strânși sau anumite sate mai mari. În rest, tot teritoriul este nelocuit. Nu-i ca aici, în România. Ne faci să ne dorim să ajungem în Madagascar după descrierea asta, nu doar așa virtual, ci și fizic. De ce îi se zice Insula Roșie, Ioana? Pentru că în Madagascar sunt două sezoane. Este un sezon secetos și unul ploios, iar în sezonul secetos se vede foarte bine pământul roșu. Pentru că verdeața e mai puțină și atunci totul este roșu. Ați adus aici și câteva elemente de floră, de faună. Despre ce este vorba? Sunt cele mai reprezentative pentru Madagascar? Da, în general, dacă vorbim despre floră, pot să spun că unul dintre cele mai reprezentative lucruri pentru Madagascar este baobabul. Există și o alee, e impropriu spus alee, e un drum de țară și sunt câțiva baobabi care au undeva la 900 de ani, cresc înalți până la vreo 30 de metri, sunt așa de lați că trebuie, cred că vreo 8-10 oameni ca să îi cuprindă. Este renumit Madagascarul pentru baobabi, e o specie specifică de baobabi care nu se găsește altundeva în lume. Da? De fapt, 80% din flora și fauna din Madagascar nu se mai regăsește în altă parte din lume. Sunt unice. Da. Sunt unice, da. Asta și datorită îndepărtării Madagascarului de continentul african și atunci s-a dezvoltat un ecosistem unic în lume. Sau vedeți acești cameleoni, da? Sunt și mai mari, ăsta e un cameleon mai micuț, ei cresc chiar mai mari. Îi găsim și în curțile noastre în sezonul ploios. Și sunt chiar atât de viu colorați? Da, sunt foarte viu colorați. De fapt, ei trec peste ceva și ei iau culoarea respectivului loc peste care trec, dar au și un colorit al lor specific, foarte, foarte frumos. La început ne era greață cumva, așa, dar cu timpul ne-am obișnuit. Am avut chiar micuți și se jucau copiii noștri cu ei, cameleoni, și când deschid gura sunt galbeni, un galben. Culorile în Madagascar, de fapt, sunt diferite. Da, sunt foarte vii, foarte puternice. Lucru care se vede atât pe veșmintele lor, cât și pe casele lor, cât și pe... natură. Da, în natură. Parcă cerul e diferit. Da? Decât aici, noaptea, fiind în emisfera sudică, avem crucea sudului sau steaua alte sudului. Stele. Da, alte stele. Alte stele, da? Și am învățat chiar să ne orientăm după sistemul solar din emisfera sudică. Eu personal am învățat să mă orientez. Unde e sudul, unde e nordul? Da, mulțumesc, Marcel, Ioana, pentru această descriere, incursiune așa scurtă în Madagascar.
Acum aș vrea să ne întoarcem la lucrare, să discutăm în această emisiune și probabil încă una despre lucrarea la care Dumnezeu v-a chemat și aș vrea să pornesc cu această întrebare. Care au fost cele mai importante izbânzi din perspectiva voastră pe care Dumnezeu vi le-a dat în ultima perioadă de timp? Hai să zicem un an de când nu ne-am mai văzut sau chiar 2 ani. Care sunt acestea din perspectiva voastră? Am avut realizări în aproape în fiecare paletă de proiecte pe care o desfășurăm și ne bucurăm să vedem copii schimbați, să vedem oameni transformați. În lucrarea în care sunt implicată mai direct este lucrarea cu copiii și pentru noi a fost o mare realizare să vedem că copiii pe care îi susținem în proiectul de alfabetizare sunt copii serioși, sunt copii care doresc să meargă la școală, doresc să meargă la biserică, se roagă singuri și au prin drag de a-L cunoaște pe Hristos și de a avea o viață mai bună. Poate că ai amintit mai mult în anul trecut, în emisiunea pe care am făcut-o cu voi, ce înseamnă acest proiect de alfabetizare. Ai putea încă în câteva cuvinte să-l descrii? Câți copii sunt prinși în el? Despre ce copii este vorba? Sunt, la ora actuală, sunt 30 de copii cuprinși în acest proiect. Sunt copii foarte săraci din cartierul nostru, copii care aveau 12-13 ani, nu mergeau la școală, nu știau să scrie, să citească. Sunt copii pe care i-am luat, pot să spun, i-am adoptat ca și copiii noștri. Îi îmbrăcăm, cumpărăm încălțăminte, le plătim taxe școlare, rechizite. Facem teme de 2 ori pe săptămână cu ei, vin la noi acasă și facem temele. Primesc o masă caldă la școală, la cantina școlii. Sunt ca și copiii noștri. La propriu, cam câți copii sunt în acest proiect și de ce pentru voi a fost atât de important acest proiect să vă implicați în el? Sunt 30 de copii acum. Am început cu 8 copii acum aproape 3 ani de zile. Pentru că în Madagascar școala se plătește și foarte multă populație este analfabetă. Așa că am dorit să investim în copii, am dorit să-i facem să se bucure de viață, să-și poată să-și ridice familiile lor, să fie să aibă acces la învățământ, să aibă o viață mai bună și să creștem o generație atât cât putem noi în orașul nostru. Și dincolo de asta să investim în viața lor spirituală. Absolut. Copiii aceștia au fost vecinii noștri, între timp ne-am mutat, am rămas în același cartier, am schimbat doar casa pe o altă stradă și copiii erau din vecinătatea noastră, vedeam neputința lor și a părinților lor de a merge la școală. Și am început să investim, am zis că investim, îi ajutăm să crească, să fie o binecuvântare pentru familiile lor, dar în același timp investim în sufletele lor. Și asta a fost o mare realizare, pentru că o parte dintre copiii aceștia vin de fiecare dată când duminica suntem la Antsirabe, în orașul în care locuim, vin împreună cu noi, îi înghesuim în mașină, acum în ultimul timp, pentru că sunt mai mulți, am pus să meargă și pe jos, pentru că unii se sperie. Avem o fată care face trac sau se face șoc când e în mașină, începe să urle și atunci i-a mai aranjat. Mergeți, ia mai grupa, merge și pe jos la biserică și vedem că sunt constanți, că merg. Ne rugăm ca Dumnezeu într-adevăr să schimbe inimile lor. Și am avut din partea Domnului, am avut cuvinte profetice în privința aceasta. Nu știu dacă pot să spun într-o astfel de emisiune, așa. Aveam niște băieți din Franța la noi care aveau dar profetic. Și la un moment dat, în timp ce ne rugam pentru copii, au avut o viziune, cum era un cimitir și începeau ca crucele să se ridice, erau culcate cruce, să se ridice și să strălucească, a fost.
Și ei ziceau, wow, n-am avut niciodată o astfel de viziune, dar înțelegem că Hristos o să atingă viețile acelor copii. Slavă Domnului! Da. Ne bucurăm pentru ajutorul pe care Dumnezeu vi l-a dat și să vedeți acest proiect crescând și să vedeți cum Duhul Sfânt lucrează și modelează și inimile acestor copii, adolescenți. În ceea ce te privește pe tine, Marcel, a fost Domnul credincios și cu tine? Ai văzut lucrări de care să te bucuri? Da, noi suntem binecuvântați ca familie că slujim împreună pe mai multe lucrări, dar slujim și separat. În ce sens? Că ne asumăm anumite responsabilități. Avem 20 de mici lucrări, să spun. Poate nu pot să le zic la toate proiecte, unele sunt mai mari și necesită și un buget mai mare, altele sunt mai mici. Și una dintre lucrările sau realizările din ultimul an de slujire în Madagascar a fost școala biblică numită Armata Adevărului. Așa am numit-o noi. Ce am făcut? Când a început această școală? Am început școala în luna februarie. Deci recent. Da, e recent, dar mergem într-un ritm destul de alert. Februarie 2016, așa este. Noi mai avem o școală teologică, o extensie din Antananarivo, dar aceea este un altfel, e o altfel de pregătire, să zic. Aceea este pentru cei care doresc să devină păstori și noi facem pregătirea în cadrul bisericii, în orașul nostru, dar școala biblică Armata Adevărului este ceva diferit. Ce am făcut? În ultimii 3 ani, la noi acasă au început să vină păstorii din regiunea noastră. Unii vin câteva ore, se trezesc la 4 ca să ajungă undeva în jurul orei 9 la noi, pentru că terenul, mijloacele de transport, toate sunt un pic mai dificil de accesat și Dumnezeu ne-a pus pe inimă viziunea de a împreună, că împreună ne-a rugat pentru lucrurile astea. Eu i-am motivat, am fost doar motorul și le-am povestit despre școala biblică pe care eu am făcut-o cândva în România, Hristos pentru România, în care pregăteam lideri din biserici, oameni care slujeau deja în cadrul bisericii, dar nu aveau o pregătire, să zic, mai organizată mental, să spun. Și atunci noi am folosit 20 de cursuri de la Global University care sunt deja traduse în limba malgașă și sunt folosite de către noi în cealaltă școală și sunt folosite de asemenea și la școala teologică din Antananarivo care pregătește păstori. Și am zis, luăm oameni care în timpul săptămânii trebuie să-și îngrijească familia. Sunt fermieri, au mici afaceri, muncesc într-o mică fabricuță, lucrează pentru un patron și oamenii ăștia n-au timp, că trebuie să-și întrețină familia. Și atunci am zis să luăm oamenii ăștia care au inimă de slujire, dar n-au timp și să-i aducem, eu am propus, odată la 3 sâmbete, de la ora 8 până undeva în jurul orei 3 și să îi echipăm puțin, să-i pregătim, să fim împreună. Și am propus 6 biserici să ne dea lideri, să pregătească niște oameni, să-i motiveze și să-i punem împreună. Și păstorii au zis, e prea mult odată la 3 săptămâni, să facem cu frecvență din 2 în 2 săptămâni. Și așa am început școala biblică, ne-am gândit la multe titluri, până la urmă acesta a ieșit, le place ideea de armată, așa, armată lui Hristos, chiar dacă mulți dintre ei nu fac armata, da? Consideră că e ceva serios, Armata Adevărului, da? Adică suntem ostași în slujba adevărului. De ce echipăm oamenii ăștia? Să învețe despre Hristos mai mult, să punem în ei entuziasm, motivație și după aceea cu ei să ne evangelizăm regiunea, pentru că sunt foarte multe localități care nu sunt biserici și atunci împreună cu ei mergem. Ne-am împărțit pe câteva grupe, suntem 5 grupe, pentru că am început cu 55 de persoane și 7 păstori care predau
și un pic pe parcurs s-au mai pierdut, da. Dar oricum am finalizat anul acesta, după, să zic, aproximativ un an, nu chiar un an, dar ne-am stabilizat undeva la 25 de persoane. Ce durată are școala asta? 2 ani de zile. Așa ne-am propus noi să fie de 2 ani de zile. Și am împărțit oamenii aceștia în grupe și facem 4 sâmbete, predăm anumite cursuri, da? Și după aceea, a cincea sâmbătă de curs, ieșim pe teren. Mergem în oraș, evangelizăm, facem evangelizări publice, oferim broșuri, de fapt cântăm împreună, îl lăudăm pe Domnul și chemăm oamenii la mântuire. Asta e ceea ce... Și încetul cu încetul vrem să ieșim și în afara localității noastre, în afara orașului Anțirabe și să ne ducem pe sate, pe zonă și să atingem și să plantăm biserici. Ăsta este scopul. Deci să înțeleg că cele mai mari satisfacții vin din educare, echipare, laică, teologică. Da, vedem că asta e o nevoie acum în Madagascar. Asta nu înseamnă că n-ați avut împliniri și realizări și în alte domenii, probabil că o să discutăm și mai târziu aceste chestiuni. Da. Ne bucurăm că Dumnezeu v-a folosit în acest domeniu, în aceste domenii, pentru că noi ca și agenție punem accent pe 2 aspecte, plantare de biserici și educație. Educație creștină, educație laică, acolo unde Biserica Domnului este la început, are nevoie de ajutor, de consolidare, de formare pentru a fi folosită de Dumnezeu în creșterea ei. Acum, uitându-vă înapoi la acest an de slujire, dincolo de succese, realizări, izbânzi, cred că au fost și provocări, nu? Au venit provocări peste voi. Hai să amintim și câteva provocări și mai ales cum Dumnezeu v-a ajutat să le faceți față, să treceți dincolo de ele, să ieșiți biruitori. Sau dacă mai sunt încă provocări în mijlocul cărora sunteți, să le amintiți ca să ne putem ruga pentru voi să aveți biruință. Da, au fost multe provocări. Da. Pentru mine personal, aceasta vă pot spune la nivel personal și apoi la nivel de lucrare și echipă. Pentru mine personal, o provocare a fost să înțeleg că mintea malgașilor, da? Mintea oamenilor cu care lucrez. Am trecut prin mai multe, cum să le spun, crize sau șocuri culturale și una dintre ele a fost odată, țin minte că aia m-a dărâmat destul de mult și a ținut mai mult, când am ajutat un copil, l-am ajutat la spital, el era cu piciorul rupt, era bebe, l-am ținut într-un spital, am plătit două luni toată spitalizarea și cineva de acolo, un doctor, le spunea părinților, țineți-l cât mai mult, da, că albii aia își pot permite să plătească. Tocmai vreau să te întreb cum cu o fractură să stai... A fost un nou născut cu o fractură de femur și l-au depistat destul de târziu. Inițial medicii a spus că e doar ceva simplu, va trece, se va vindeca, dar după 2 săptămâni de stat acasă, copilul a început să facă un fel de... S-a umflat foarte mult piciorul. Nu am găsit la început medici care să poată pune un picior de bebe în scripet și a fost mai complicat procesul. Uh-huh. Și te las să continui, Marcel. Da, și am fost așa de dezamăgit că... Deci am văzut că oamenii... S-a încercat să se profite. Da, oamenii nu ne înțeleg inima. Da, asta am... Noi am mers să le slujim, să le arătăm că iubim, și ei s-au uitat la altceva. Cred că
Poate asta a fost și una dintre... Încerc întotdeauna să... Încerc să mă gândesc cum eram noi când au venit primii misionari americani la noi. Și încerc să fac așa comparații în timp. Știi? Și m-am gândit așa pentru că am văzut tendința asta chiar la oameni din jurul nostru cu care am lucrat și la care chiar le-am arătat dragoste. Și ei a fost dragoste necondiționată. Și m-am simțit așa dezamăgit că oamenii nu ne înțeleg inima, nu înțeleg că ceea ce facem, facem cu drag pentru ei, ci deseori se uită la buzunarul nostru. Și până la urmă și noi suntem susținuți de către bisericile din România, cărora le mulțumim pentru asta. E așa de greu în contexte culturale ca ei să te înțeleagă. Probabil că de aia nici Domnul Iisus Hristos n-a fost înțeles. El s-a dus, le-a vestit o Evanghelie a păcii, a transformării, a schimbării interioare, iar ei priveau diferit, aveau așteptări diferite. Și atunci am trecut printr-un așa dezechilibru destul de sever și mă întrebam, oare ce caut în Madagascar? Eu am venit aici să le arăt dragostea lui Dumnezeu. Oamenii se uită la buzunarul meu, se uită la ce ofer. Și este o realitate totuși că Madagascarul are nevoie de mult ajutor. Deci, sunt foarte sărați, sunt săraci. Dar te-a ajutat, Marcel, faptul de a privi înapoi la anii 90? Când da, poate nici noi n-am fost departe de ei, nu? M-a ajutat și am sperat că se va transforma. Așa cum au fost transformări în România, vor fi și acolo. Da. Atunci am învățat o lecție importantă, că slujirea nu înseamnă să dai bani. Slujirea e mai mult, da? Și atunci am învățat că nu trebuie să mai aștept nimic de la oameni. Adică dacă iubesc, iubesc necondiționat. Că dacă aștept să-mi fie recunoscător, dacă aștept să îmi spună mulțumesc, dacă aștept, atunci o să fiu dezamăgit. Tot timpul o să trăiesc cu frustrare. Și atunci am învățat și m-a ajutat și Ioana că dragostea necondiționată dăruiește și gata, dăruiește. Și nu așteaptă ceva în plus. Deși Domnul Iisus ne-a iubit, da? El ne-a iubit întâi, da? Și acum noi îi întoarcem iubirea. Probabil că în timp o să înțeleagă oamenii. Mă rog, sigur, să înțeleagă. Și în ceea ce ne privește pe noi, eu obișnuiesc să spun asta că de fapt noi, eu o spun, dar înțeleg din cuvântul Domnului, din predica Domnului Iisus Hristos, că noi nu putem primi răsplătiri din două părți. Și aici și în cer la sfârșit. Nu putem decât dintr-un singur loc. Dacă vrem să primim aici mulțumiri și laude și apreciere, atunci pierdem răsplătirea finală. Dacă ne ducem mai departe, slujim în dragoste cu sacrificiu, fără să avem aceste așteptări, cu siguranță vom primi răsplătire atunci când Domnul le va împărți celor care au fost credincioși. Aleluia. Și au mai fost și alte provocări, Marcel, sau lăsăm pe Ioana până îți mai tragi tu sufletul? Pentru noi a fost o provocare și construcția unei biserici care s-a realizat în acest an, pentru că ne doream ca acea biserică, aveam pe inimă să ajutăm la construcția unei biserici din orașul nostru, o biserică care arăta foarte, foarte rău. Am început acest proiect cu o parte din bani veniți din Franța. Pe urmă, Dumnezeu ne-a testat credința și a trebuit să continuăm probabil jumătate din finalizarea construcției prin credință. Ne-a unit mai mult acest proiect și mulțumim lui Dumnezeu că a fost credincios și am finalizat acest proiect și este unul frumos. Cât de mare este această construcție? Câți oameni intră? Cred că intră mai bine de 150 de oameni. Construcția în sine are 8 metri lățime pe 12 corpuri mari și am mai făcut încă un corp mic atașat unde să se întâlnească copiii pentru școala duminicală, care are 8 pe 3 jumate, aproape 4.
Deci, probabil că în timp ce discutăm putem pune și niște imagini cu această clădire și cu ceea ce se întâmplă acolo. A fost și dacă în viitor, legat de anumite proiecte, aveți imagini sau secvențe scurte, vă rog să le comunicați cu noi și cu telespectatorii. Da. O altă provocare a fost legată de înțelegerea lucrării profunzimilor spirituale, a luptei spirituale. Pentru mine cel puțin a fost o provocare. Una dintre lucrările în care suntem implicați este în jungla din estul țării, Manakara, undeva în zona asta. Acolo sunt sute, poate sunt chiar mii, nu știu, de sate izolate și colaborăm acolo cu un păstor care s-a mutat în urmă cu 20 de ani acolo. El a plantat o biserică și a format lucrători și a început să-i trimită în regiune. În prezent are 37 de biserici plantate și noi oferim o mână de ajutor pentru 20 dintre acești lucrători, bani pentru lucrare pentru familiile lor, nu este foarte mult, dar când înmulțești cu 20 se adună. Și acolo am mers în junglă de câteva ori, am mers și cu mașina unde am avut ocazia și Domnul ne-a oferit oportunitatea de a avea un parteneriat cu organizația misionară Heli Mission și am zburat, am efectuat botezuri pentru că păstorii respectivi lucrează acolo în zonă. De fapt, am avut onoarea, da, de a lucra alături de ei, de a face evangelizări publice la sate întregi și acolo am observat lupta spirituală și cât de puternică este lupta spirituală. În ce a constat această luptă și cum ai perceput-o tu la nivel chiar fizic, emoțional, psihic? Simțeam multă presiune. Odată coborât în sat, da, aterizezi în sat, se adună toți oamenii în jurul tău, pentru că oamenii nu prea sunt vizitați de nimeni. De exemplu, am fost într-un sat muruteză. Ne-au zis că de 3 ani nimeni nu i-a vizitat. Niciun străin n-a ajuns în satul lor. Și cred că îs acolo undeva la vreo 1500 de oameni. Și predicăm Evanghelia. Odată simți așa o presiune spirituală acolo, așa ca și cum ar fi o tensiune care vine asupra ta. În timp ce predicam Evanghelia, au fost oameni care tot deranjau, tot vorbeau aiure, încercau să distragă atenția oamenilor și ne-am dat seama că sunt demonizați și atunci a trebuit fie să le cerem să plece, fie să ne rugăm pentru astfel de oameni, să cerem Domnului ca să lase puterea Lui, să lase sângele Lui și să alunge oamenii sau să elibereze. Aceste comunități din junglă sunt în cea mai mare parte animiste, da, sau da, un amestec de creștinism, nu, animist? În general, deci cred că peste 95%, nu, 100% sunt animiste, dar acolo unde a început plantarea de biserici, acolo mai se formează, da, încep deja să se schimbe lucrurile. Nu le dă voie să facă biserici în sat, îi scot afară. Dacă vrei să cumperi un teren, să construiești o biserică, nu te lasă. De ce? Pentru că de obicei satele sunt străjuite de altare închinate strămoșilor și dumnezeilor lor, care au diverse forme. Am văzut altare care sunt stâlpi și în partea de sus au ca un fel de coarne și aduc jertfă pe o piatră și acolo pun capetele animalelor, în special sunt vaci, da? Pentru că vacile reprezintă bogăția lor. Sau am văzut pietre puse jos și lângă ele stâlpi mai înalți cu vârful spre cer și aduceau, de obicei au două, la un capăt de sat sau la alt, sau au unul mai mare care e în mijlocul satului. Și acolo pe piatră, tot așa, în fiecare an, au anumite sărbători în care aduc jerfe și pun sânge pe acea piatră care se găsește lângă acel stâlp. Sau am văzut alte feluri, piatră, doar piatră pe care puneau
aduceau jertfele de sânge, care era înconjurată cu niște pari ca să nu fie, să n-ai acces, să nu îți pui mâna, să nu. Și atunci invocă o dată de două ori pe an sau în situație specială, invocă spiritele, invocă Dumnezeii. Ei au o cunoștință despre Dumnezeu cel preanalt, da? Care a creat toate lucrurile. Dar nu știu cum să ajungă la acest Dumnezeu. Și atunci invocă spiritele mai mici și speră că unul dintre aceste spirite la care ei aduc rugăciunile, de aia cheamă așa multe spirite, unul dintre ele o să aibă cumva acces înaintea Tatălui, să zic, ca Tatăl să le ofere binecuvântarea. Și spuneai, Marcel, că cei care se întorc, dacă se întorc la Dumnezeu, nu sunt lăsați să-și construiască o clădire de biserică decât în afara satului. Da. Există și o altă formă de persecuție sau, în general, oamenii care se întorc sunt tolerați în comunitate, doar în privința închinării trebuie să găsească un alt spațiu. Da, eu am citit și am în lucrarea pe care o facem și în special Heli Mission scriu în revista lor despre oameni evangheliști care au fost luați, oameni care s-au întors la Dumnezeu, care au fost luați, pregătiți la Antananarivo câteva luni ca să poată vesti Evanghelia, au înțeles. Și după aceea întorci, odată reîntorci și predicând Evanghelia au fost omorâți. În echipa noastră cu care lucrăm, nu s-a întâmplat ca să fie omorât vreun evanghelist sau vreun păstor care e pe sate, dar există persecuție, există în special persecuție pentru cei care lasă, pentru că lași de fapt idolatria, închinarea la politeistă, da, și te închin doar Domnului Iisus Hristos. Și familiile de obicei se adună, au ritualurile lor și tu spargi sau distrugi cercul ăla binecuvântării. Consideră că e un cerc a binecuvântării și tu, prin nesupunerea ta sau prin închinarea la un alt Dumnezeu, nu la spiritele acelui sat, tu distrugi și aduci în loc de binecuvântare peste ei blestem. Și atunci tu ești responsabil și pun presiune. Au fost cazuri în care le-au ars satele, au fost cazuri în care i-au alungat. Citeam despre o femeie care câțiva ani o locuit undeva în afară, în junglă, să zic, pentru că n-au mai vrut să primească în comunitate. Și în zona aceea am simțit de multe ori puterea demonică și seara, de obicei, când mă culcam, simțeam că mă strânge cineva de gât așa, n-aveam mai. Și asta s-a întâmplat de mai multe ori. Și ceream, Doamne, lasă sângele Tău peste mine, Doamne Iisuse, și începeam să poruncesc, Tu n-ai niciun acces asupra mea, Satan, sângele lui Hristos este peste mine și peste viața mea. Și simțeam după aceea așa o eliberare. Apoi am simțit tot în domeniul ăsta, păstorii cu care lucrăm au daruri profetice și odată am aterizat, căutam o localitate unde trebuia să botezăm 95 de persoane. 90 de persoane și nu exista pe harta, deși hărțile aeriene a celor de la Heli Mission sunt foarte complexe, sunt mult mai complexe decât harta statului, așa, și nu găseam nicicum și am căutat alte repere, sate în apropierea cărora să găsim și ne-am învârtit pe sub nori și ploaie cu vizibilitate redusă, ne gândeam să nu dăm într-un deal sau altul cu elicopterul și în sfârșit, am aterizat undeva neodirecționat în altă parte, și pilotul a zis, faceți evanghelizare, dacă nu mai ridic elicopterul de aici. Și am făcut evanghelizare, s-au adunat oamenii. N-am găsit. Și am făcut evanghelizare și așa am simțit o presiune demonică și la un moment dat asta am simțit-o toți și Domnul ne-a descoperit profetic, da? Că vrăjitorii din acea zonă
s-au adunat împreună și au trimis după noi spiritele morții. Asta au fost spirite, duhuri ale morții pe care le-au trimis după noi. Și am simțit asta. Ne-am dus, acum trebuia să zburăm, am alimentat elicopterul undeva, într-o bază, într-un orășel unde era cherosenul și trebuia să zburăm 3 rânduri de munți să ajungem la noi. N-am putut. Ne-am dus, am zburat deasupra junglei, ne-am învârtit peste tot, nori și ceață în jurul nostru. Cum ieșea ceața din junglă, așa cum probabil se evapora, nu știu, apa, n-am reușit. Ne-am învârtit peste păduri. Pilotul a zis, în cazul în care cădem, sunați la 777 neorătat, ăsta e numărul de urgență, și anunțați ca să ne poată căuta. În loc să ne încurajeze, ne-a speriat mai tare, da? Și ne-am întors înapoi în seara aia și am dormit acolo, la marginea junglei, și Domnul în seara aia ne-am rugat împreună și ne-a descoperit și ne-a vorbit. Mi-a vorbit mie și mi-a vorbit pentru familia mea. De fiecare dată când mergeam în junglă, 2 săptămâni, era așa o bătălie cruntă, spirituală în casa noastră. Și înainte, după? După. Era o presiune mare, se întâmplau lucruri ciudate, aproape că evitam anumite accidente, fie cu mașina, fie copiii în fața mașinii, fie ne certam. Era la noi unul dintre lucrători și fiul lui l-a sunat și i-a spus, i-am zis de perioada asta, de după, care e foarte grea. Mă îmbolnăveam și eram bolnav 2 săptămâni aproape și era și el într-o astfel de perioadă și după ce ne-am întors din junglă, îl sună fiul lui și zice că se sinucide. Vă închipuiți ce stres a pus pe el și ce să te sune fiul de undeva de departe și să spună o să mă sinucid. A fost rău. Și Domnul ne-a vorbit în seara aia în care am mai rămas o zi în plus, da? Și ne-a zis că nu trebuie, trebuie să închid poarta asta, o poartă a fricii. Și să cred că sângele lui Hristos și puterea lui Hristos este suficient de mare ca să nu mai acceptăm blestemul și forțele demonice să lovească, să ne adăpostim mereu sub sângele lui Iisus Hristos și să declarăm eliberare. Asta înseamnă o mai bună pregătire acestor călătorii, mai multă rugăciune, mai multă credință, așa mai este. Multă susținere de acasă a celor care mijlocesc. Reprezintă toate lucrurile astea și reprezintă și încrederea noastră. Vedeți că suntem acolo și nu-i suficient să zici cred. Trebuie chiar să crezi, să ai încredere că... Și apoi în cealaltă zi am reușit să ne întoarcem și unul dintre băieți care stătea în fața elicopter, el a avut o viziune. Dumnezeu îi dădea, el vedea îngeri care pregăteau, era cerul plin de nori și așa se deschidea un culoar, mergeam puțin și el zicea, Domnul mi-a arătat 2 îngeri care mergeau înaintea noastră și deschideau spațiu, deschideau așa culoare și am reușit să ajungem. La câteva zile, în timp ce ne rugam cu toți împreună, Dumnezeu a făcut o descoperire. Nu ne-am rugat pentru lucrul ăla. Dumnezeu a făcut o descoperire și ne-a zis că din casa noastră a ieșit ca un fel de foc, ca o lumină așa, foc, și s-a întors acolo spre junglă unde oamenii băteau, vrăjitorii băteau tobele și invocau spiritele și Dumnezeu a trimis exact spiritele morții care le trimiseseră, le-a împins înapoi și acum spiritele astea îi loveau pe ei, îi atingeau și îi ardeau și îi urlau și ziceau, cine ne-a pus să ne facem de lucru cu acești oameni care sunt sub protecția cuiva care este mult mai puternic și mai înalt decât noi. Adică Domnul Iisus Hristos, slavă Lui. Și atunci ne-am dat seama
ce putere are Domnul Iisus, El e Regele Regilor, așa îl proclamăm. Dar nu e suficient numai să-L proclamăm. Trebuie să ai o încredere fermă, da? Că aici se produc miracolele. Așa am văzut, era o femeie oarbă, care fusese oarbă în junglă. Și Domnul a vindecat-o. Și acum nu mai era oarbă, acum vedea. Așa. E una să ai credință la nivel mental, da? Și cumva în inimă. Și alta e să o practici. Am învățat mai multe despre Dumnezeu. A fost o ocazie pentru noi. Am văzut oameni eliberați, cum se manifestau, cum urlau, vomitau. Și după aceea unul dintre bărbați zicea: repete după mine. Și începea să repete. Așa era ca și na, era un moment eliberat. Da. Doamne Iisuse Hristoase! Și zicea: Doamne, te primesc în inima mea. Din nou urla. Nu e eliberat. Mai trebuie să ne rugăm, mai trebuie să poruncim duhurilor. Și iar alt rând de vomitat și eliberat. Foarte am. Ați avut experiențe de genul ăsta? Da. Și ele sunt unice și au loc tocmai pe câmpul de misiune, pentru că acolo realitatea acestui război spiritual este evidentă. Este evidentă. Acolo conflictul între împărății este evident. Ciocnirea între împărății, a întunericului și a luminii, este evidentă. Și așa cum spunea și Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Marcu, semnele îi vor însoți pe cei care vor merge. Recred și vor merge. Noi de multe ori așteptăm ca în zona noastră de confort, bisericile noastre, la care mergem tot mai rar și mai puțin, Dumnezeu să facă minuni, dar cel puțin în Evanghelia după Marcu, El promite însoțirea Evangheliei cu semne și cu minuni. Îi promite că va fi alături de cei care se duc în numele Lui, nu pentru cei care stau și așteaptă minunile să apară așa ca și un spectacol suplimentar la cuvânt, la cântare, la ceea ce se întâmplă în biserică. Mulțumesc, Marcel și Ioana, că v-ați deschis să împărtășiți cu noi aceste experiențe deosebite, dar și provocări pe care le-ați avut. Timpul a trecut așa de repede și va trebui să ne oprim cu această primă emisiune și sigur că vom continua în următoarea emisiune să discutăm și despre alte proiecte și să vă dau posibilitatea să împărtășiți cu noi și cu telespectatorii din lucrarea la care Dumnezeu v-a chemat. Sper și cred, stimați telespectatori, că și dumneavoastră, ca și mine, ați fost captivați de aceste mărturisiri pe care le-am primit de pe câmpul de misiune din Madagascar. Așa că vă invit să fiți alături de noi și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, vom continua să rămânem pe Insula Roșie și să vedem cum lucrează Dumnezeu acolo. Și nu uitați ceea ce vă spun mereu, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.